Filiala Timiș a Partidului Poporului, prin președintele Caprea Vasile, și-a dorit ca OTV să aibă un sediu și în orașul nostru. Acesta este convins că membrii Partidului Poporului care vor candida în Timiș ar fi câștigat cu siguranță alegerile dacă ar fi existat o redacție OTV în Timișoara. Eu doar îi spun, avem nevoie de sprijin pentru următoarea activitate. Și îi hotărăsc. Asta e. Vom vedea OTV-ul la conferințele dumneavoastră de presă? OTV-ul? Aici, în Timișoara, da. Deci ne veți vedea pe noi la București, mai repede. Dar ne veți vedea și OTV-ul. Eu am încercat să înființez OTV-ul în Banat. Ni s-a spus de la București că există o hotărâre de guvern care nu mai aprobă înființarea altor televiziuni. Deci noi am avut clădire nou-nouță, parter, două etaje și mansardă, pentru acest post. Am fost la București, am vorbit cu Dan direct. Am vorbit cu cea care se ocupă de afacerea lui și doamna respectivă mi-a spus clar, domnul Caprea, oricând, dacă se schimbă legea, oricând, nicio problemă. Dar deocamdată nu se poate înființa niciun post nou de televiziune conform hotărârii guvernului. Vasile Caprea s-ar fi ocupat personal de grila de programe. Astfel putem deduce care anumite nemulțumiri legate de ce se difuzează în momentul de față la OTV. Grila de program o făceam eu și o făceam serioasă, deci nu vreau să spun că OTV are și neserioasă, nu. Dar evitam anumite emisiuni, cum să vă zic eu, din acestea care mulți nu sunt de acord cu ele. Aveți una să ne spuneți? Ce anume? Emisiune care nu vă place? Nu. Mie nu, eu mă uit la toate. Și dezbaterile televizate organizate de Dan Diaconescu, care au adus cel mai mult rating OTV-ului, îl cam supără pe politician. Un exemplu ar fi serialul Elodia. Vă dau un singur exemplu. Aceste seriale cu Elodia. Elodia, deci, trebuia lăsată la o parte. În momentul de față, Partidul Poporului are peste 3.000 de membri în județ și activează într-un sediu proprietate privată.